Salutare! Suntem aici la Sosiș Party în direct. Băi, am intrat cu telefoanele. Doar. Astăzi o să facem cel mai tare clip ever de pe canal. Ultimul care iese din jacuzzi for real primește 10.000 de lei. Suntem aici alături și de Caius, căruia îi mulțumim foarte, foarte mult pentru locația asta superbă. Aveți link în descriere, Caius Bușteni, vreau să dați acolo multe, multe, multe follow-uri să ajungă pagina la peste 20.000 de urmăritori. Suntem aici și alături de Vlad Munteanu, de Cristi Munteanu, de Ceanu Zeng. Suntem tot gang-ul aici. Am pregătit și niște challenge-uri pentru ei, adică nu să stăm pur și simplu așa în jacuzzi, nu să fie așa de plictisitor. Așa că pentru că v-am pregătit așa de multe surprize, vreau să rupeți acolo butonul de like, câte like-uri, că sunt nevoieți, câte like-uri. Sper să vă placă vlogul. Nu mai zic nimic, o să stăm ceva în jacuzzi ăsta. Sper să nu se răcească pentru că cred că o să ajungă la 20 de grade să moară Alexandra. Mă rog, guys, cine este ultimul în jacuzzi? Eu nu. Afară, o să rămân aici mult. Mai înseamnă că tu o să ieși ultimul, deci la cap, băi, deci nu știu. N-ai de ce să ieși de aici, e prea confortabil. În primul rând e prea confortabil, la doilea rând câștig 10.000 de lei, așa că nu o să ieși. Bă, nu știu, eu am zis că puteți, bă, poate să vină oricine, poate să-mi facă orice, poate să-mi taie și o ureche de muntonez. Dar de ce nu dăm drumul la bulbuci? Ok, guys, oficial a început competiția pentru cei 10.000 de lei, hai să-i dăm! Videoclipul acesta miroase a testosteron. Da, suntem 6 bărbați într-un jacuzzi. Mă, cred că așa o să pun titlul. 6 bărbați într-un jacuzzi. Băi, am pregătit câteva jocurițe, vreți să jucăm? Da. O să vă jucați ce preferi dintre. Ok, deci primul joc cu ce preferi dintre. Hai să vedem. Fiecare răspunde pe rând? Da. Ca să ne plictisim un jacuzzi, că o să stăm ceva. Ați prefera să vă căsătoriți cu o persoană random în fiecare an? Așa. Sau să vă căsătoriți cu o persoană random și să stați cu ea tot viața? O persoană random în fiecare an. Aceeași părere ca Caius. Eu vreau aceeași persoană toată viața. Dacă dai de o urâtă din aia de razul mai mare decât altfel. Obișnuiesc cu ea, frate. Dacă dai de 200 de kg. Dacă ați vrea să dansați în fața 100 de oameni sau să cântați în fața 100 de oameni? Să cânt, clar. Să dansez. Să cânt. Da, să cânt, dansez. Eu apar rând cu dansatul cu astea. Aici nu la cap, sunt foarte rău de tot cu dansat. Ați prefera să fiți cunoscuți ca cel mai bun prankster sau să fiți prankuiți? Cred că cel mai bun prankster. Da, nu, și cel mai bun prankster fii tu. Prankster? De ce ai preferat să fii prankuit? Suntem sausage pranksters. Fii atent, am o propunere. Fii atent, Caius, gândește-te la un număr. De la 1 la... cât se dă? De la 1 la 6. Da, așa. Gândește-te și tu la 1. Te gândești și tu? Să vedem, deci gen, care o să aibă match între numere, dar spunem toți în același timp și care o să aibă match între numere la de competiție, știi? Să dau competiția între ei. Aha. Știi? Hai, 3, 2, 1 și... 6! Eu 4 cu 4. Care a zis 6? Eu 6 am zis 6. 2. Am mai zis ceva 6? Eu 6. 6. Zis 6. Mamă, suntem patru! Meci pe Tinder! Hai, prima dată între Cristi și Ceanu! Nu, se bat și gen care pierde ăla iese din 4 iese 1. Bă, la emoții, s-o arăză sara. La și, da. 3, 2, 1 și... Oooo! Și-am luat pierzătorii 3, 2, 1 și... Aaaaaa! Yes! Bă, dar ce prost erau să-mi ies chiar pe jocul meu. Ceanu, îmi pare rău de tot că a ieșit. Hai. A rămas 5 oameni. Mi-am dat seama că până acum am filmat un pic mai întunecat, dar sper că s-a văzut ok. Și a rămas 1, 2, 3, 4, 5 oameni. Ce să mai băgăm un joculeț? Hai un joculeț așa ca să mai încingem atmosfera. Acum o să jucăm cine este cel mai probabil să. Și noi o să trebuiască să alegem între noi, știi? Fetele da. Să ne pună o întrebare și noi o să trebuiască să alegem între noi. Hai. Cine e cel mai probabil să se facă de vrei să... Eu zic că pun 3-2. Da. Eu sincer mă votez pe mine, nu știu. Nu vreau să zic pe nimeni, ești amon. Deci Vlad a câștigat. Haide. Cine e cel mai probabil să frângă inima unei fete? Aoi. Caius.
Caius, Caius. Uitați-vă cum arată, frate, mă, uite, 1,95 m, mă, suntem 4, mă, adevărat? Adevărat, adevărat. Am să ați butonul de like să strângă 4 like-uri. La 4 like-uri, guys, facem partea a doua. Bă, guys, sunt când am rămas 4, nu știu, câte să și înserează, nu știu, ce să știți, mai rinim pe cineva sau mai jucăm așa un joc de divertisment? Cred că... Da, dar câte ori au trecut până acum? Nu știu, cred că vreau 2 jumate. Mor de foame, efectiv. Mie mi-e foame rău, Alina, pizza, unde ești? Alina, vino Alina cu pizza. Hai, mai dați-mi niște de astea, niște întrebări. Ne întoarcem la Would You Rather. Ha, Would You Rather. Ați preferat să aveți un tatuaj cu titlul ultimele cărți pe care ați citit-o? Sau... Sau polară, adică legendele Olimpului. Și dacă n-a citit nicio carte? Sau, ați preferat să aveți un tatuaj cu titlul ultimului serial sau film pe care l-ați văzut? Squid Game. Ultimul serial, ultimul serial. Da. Și care ultimul? Am văzut Billions. Family Guy. Eu, efectiv, un tatuaj Squid Game. Nu, am văzut, bani Squid Game. Ah, ar fi rău să-ți tatuiezi Squid Game. Da, chiar fi tare. Faci și post pe Instagram, bube. Da, e zi, mă. Ați prefera să puteți să vă teleportați sau să puteți să fiți unde? Invizibil? Să mă teleportez. Să mă teleportez. Eu. Unde? Mă teleportez, aș scute o grămadă de timp, aș face o grămadă. Nu te simte nimeni, dar nasol așa, să te teleportez. Cum să vreau să fiu invizibil când eu vreau mereu să fiu în centru atenției, adică ce naiba, adică să fiu serios. A dat-o. A dat-o un pic așa, dar să mă șterg, că am sunt un pic amul aici. Pac, pac. Bă, indic, am somn, să mă relaxez, că eu mă culc aici. Da, și eu deja mi-am luat somn aici, adică m-am relaxat tare rău. Caius, ca așa, Caius, dacă pentru divertisment, pe care nu cred că interesează bani. 10.000 de lei, chiar. Nu contează. Noi suntem morți de foame. Eu stau aici până 2 zile, ești nebun. Băi, da, uitați-vă cum am mâna, ești nebun la cap, deci să moară Jackson, ești jale. M-am crescut de tot. În curând, în vreo 10-20 de minute, cred că o să fie întuneric, nu? Cam așa. Cam așa, în 10-20 de minute sigur o să fie întuneric. Vreți să mai jucăm un joc de eliminare, guys? Alina, pita. Aveți o idee? Bă, băieți, cum vă pricepeți la cultură generală? Sunt cel mai prost din clasă. Ok. Am rămas cu aici. Mirea, poți să ne cauți niște întrebări de cultură generală și fiți atenți cum facem. Invitau să ne punem o întrebare de cultură generală și cine o să răspundă greșit iese. Okay. Vreți? Să vedea că răspunde cineva corect. Fiți atenți, habar n-aveți. Yeah. Cine se apropie câștigă. Ok, ok. Ai cu ani. Bă, dar istorie și geometrie nu știu. Adică e geografie. Geometrie. Cine e cel mai departe pierde. Da. Ok, ok. Așa. Okay, hai. În ce an a murit prințesa Diana? Cabul! Ăsta nu era un film Disney? 1901! Prințesa Diana! Ah, 1606! 1980... 1968-1970. Deci, tu ai zis 1980? 1970. Deci, care este 1980, 1970, tu? 1850. 1606. Și eu am zis 1901. Ești, ești de parte, Vlad. 1997. Mamă, care s-a mai aproape, da. Nu? Bine, Caius. Prințesa Diana. Care e ziua? Bă, băieți. 10.000 de lei, trebuie să-ți dovim, da? Ați gândat că câștigă Cristi, tot la mine ajung. Papu, papu. Ce frig e! Guys, noi am dat drumul la Bulburuci pentru că ne este extrem de frig. Am rămas doar 3 inși în jacuzzi să mă bată tata e. Da, sperăm să nu mai rămânem așa de mult timp. Sperăm ca unul dintre noi trei să renunțe. Pentru că jacuzzi ăsta, nu știu, s-a răcit un pic așa și ne e deja cam friguț. Plus de asta, mai puțin și se face noaptea, e nebunit la cap, adică e trebuie groază. Să dormim, bine, o oră de culcare. Hai, vă ține să dormim în jacuzzi? Da, fa. Bă, Cristi, te ținem să te ridici să stai 10 secunde în aer. Hai să încercăm. Hai, 3, 2, 1. Aoleu! Hai și eu. Bă, dar nu e chiar așa de rău, bă, dar e chiar rău de tot. E rău. E rău, rău de tot. Băieți, aproape s-a terminat competiția. Bă, cine credeți mă fost? Și acum, sincer. Eu. Tu? Da, chiar vreau să... Vreau să te știi și tu, sincer. Eu? Să rămân amul.
Băi, fraților, sincer, ultimele mele clipuri au avut bugete destul de înalte, să zic așa, așa că aș aprecia din partea voastră un mega like și un comentariu acolo, chiar m-ar ajuta extrem de mult și videoclipurile viitoare vă anunț eu că o să fie mult mai tare ca asta. Bă, pican, cu toate bugetele astea pentru vlog, s-ar putea să devii bankrupt. Moare Jackson. Wow, be careful, trebuie să ai grijă. Da. Bă, băieți, eu v-am lăsat că deja am înghețat aici aparat, să apărați că isajul ăsta superb. Hai, care pe care... De bani. Da. Dacă câștigam un primul, eu donam. Haide, băi, Cristiane, băi, 10.000 de lei! Ultimii doi pentru 10.000! 10.000 de lei! Cine va câștiga, Cristi sau eu? Bă, frate, am o ofertă pentru tine. Ia zi. Vrei să ieșim amândoi să împărțim primul pe jumate? Nu. Nu? Mamă, big deal! Tu ești rămân aici. Nu vreau. Păi eu îi dau. Adică el oricum se face cu 5.000. Și eu vreau 1.000 de euro așa. Nu vreau să lupte pentru ei, nu, frate? Ori 2.000 de euro, ori nu-i nimic. Îți mulțumim și cu 1.000. Adică eu pot să rămân pe 0 dacă câștig. Da. Sau pot să rămân cu minus 5.000. Da. 5.000. E win-win. Ne-am încrețit rău, fraților, nu știu dacă vedeți degetele, dar ne-am încrețit rău. Eu o să mă relaxez, și eu, îmi pun aici la spate masajul ăsta, azi, de tot, da? Bă, deci ce hype era înainte, câți oameni eram, am fost un murchire cu țiță, fi eliminat primul, eu fix. Costul ăsta, la cameră. Mamă, chiar, cu piatră, știe foarte, chiar a fost. Vreți să facem pentru vorbire, tine? Facem din nou, ca ultima, piatră! Parfecă, the fucking hârtie, hai! Oh my god! Hai să vedem cine este! La hai. Ce o să iau parte, secundă asta? Hai! The Weeknd, The West! The Weeknd, Doamne, ajută! Hai grijă de mine! Hai! La și! La și, prima, nu două, din trei, nu nimic! Frate, barbe, hârtie, și! Aaaaaaa! Nu se poate! Oh my god! Ai vrut să faci jumătate? Acum am 2000! Bă, vezi? Viața nu trebuie să fiți calici pentru că puteți să pierdeți mult mai mult. Am vrei mult să împărțim banii. Naa, trebuie să las pe Apple-ul să-mi trimis toți banii. Bă, dar nu poți să fie lucrurile pe lucruri pe care. Da, mi-e măcar. Bă, mulțumesc mult tuturor oamenilor care au participat în timp. Îi mulțumesc mult de tot Lucarius pentru această locație absolut genială. Dacă vreți să veniți și voi într-un weekend de excepție sau într-o vacanță fenomenală, Caius Bușteni este locația perfectă pentru voi. Aveți și link în descriere dacă vreți să-i ajutați pe cei de la Caius să împlinească 20.000 de follow-uri. Să vedeți acolo mare follow. Mulțumesc mult de tot, Cristi, și ce să pot să zic, felicitări. Yes. Să fiți sănătoți și ce o să faci cu banii? O să-i donez către Pican. Pe live-ul lui Pican. Jure-te, da? Da. Mersi mult de tot că ați susținut la acest clip. V-am pa!